Bună ziua, bine v-am găsit la interviurile de la distanță. Îl avem invitat astăzi pe domnul Virgil Chițac, candidat PNL la primăria Constanța. Am lansat un apel cititorilor Hot News săptămâna aceasta să adreseze întrebări candidatului, domnului Virgil Chițac. Și vom încerca să răspundem la aceste întrebări, pentru că, până la urmă, constanțenii sunt cei care sunt în măsură să pună astfel de întrebări, să ridice astfel de probleme, pentru că noi de la București vedem altfel problemele Constanței. Cei care locuiesc zi de zi de acolo se lovesc zi de zi de probleme specifice orașului. Așadar, bună ziua, domnule Virgil! Bună ziua! Vom începe cu o primă întrebare venită de la unul din cititorii noștri. Întrebarea este în felul următor. Se poate schimba bugetul actual dintr-un buget axat pe cazuri sociale și bătrâni într-un buget axat pe dezvoltare? Puteți face o defalcare de cum ar arăta acest buget? Deci, când vorbim de bugetul Constanței, trebuie să ne uităm pe de o parte la bugetul de venituri, partea de venituri, dar și partea de cheltuieli. La partea de venituri, dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile, vom vedea că bugetul a scăzut de la 815 milioane de lei în 2016 la 640 de milioane în 2019. Deci în 3 ani de zile, dacă o adăugăm și rata inflației, vom vedea că practic resursele de la buget, veniturile au scăzut o treime. Când ne uităm și la partea de cheltuieli, vedem ce spunea cititorul dumneavoastră. Vedem că o parte importantă, nu neapărat foarte mare, dar importantă, din bani, merg către prestații sociale. Sunt câteva milioane de euro bune pe an care merg către prestații sociale, fie că se cheamă tichete respect, fie că se cheamă subvenționarea gigacaloriei pe timp de iarnă, fie alte produse sociale. Administrația asta Constanței a cheltuit banii pe prestație socială și pe, hai să spunem, cheltuieli cu de consum imediat, neglijând ceea ce este cel mai important, dezvoltarea Constanței. E limpede că noi nu putem renunța în viitorul exercițiu bugetar și pe mai departe, în următorii ani, nu putem renunța la prestațiile sociale pentru că acoperă un număr foarte mare de oameni care chiar au nevoie. În același timp însă trebuie să ne asigurăm sau trebuie să dăm drumul la dezvoltarea Constanței. Și dezvoltarea Constanței din perspectiva primăriei înseamnă investiții publice. Atât. Investiții publice însemnând investițiile de infrastructură, însemnând drumuri, acces, pasarele pietonale, poduri și tot ce înseamnă infrastructura de transport, dar și infrastructura de utilități. Dacă, de exemplu, vrem și eu vreau să dezvoltăm un parc științific și tehnologic și industrial în Constanța, Anghel Saligny, pe care l-am și identificat, unde să vină companii să investească mai mici sau mai mari, după model patentat în vestul țării, în orașe care s-au dezvoltat, că nu inventăm noi apa caldă, atunci trebuie să le oferim acestor investitori toată infrastructura de care au nevoie. Gaz, apă, canalizare. Da? Și atunci lucrul ăsta trebuie făcut cu bani de la buget. De asemenea, am în vedere ceea ce nu s-a întâmplat în anii din urmă, să absorbim foarte mulți bani europeni. Orașele care au reușit atât pe linia dezvoltării economice, cât și pe linia modernizării orașului, a planificării și dezvoltării urbane, sunt orașe care au absorbit fonduri europene nerambursabile. Prin urmare, banii europeni și banii publici de la buget pentru investiții, pentru capital, vor lucra în complementaritate. Unele vor face anumite proiecte, celelalte proiecte care nu pot fi absorbite prin bani europeni. Asta este viziunea mea asupra cheltuirii banului public în orașul Constanța. Cumva ați intrat și în următoarea întrebare adresată de același cititor. Cum ați putea ajuta dezvoltarea unui sector IT puternic în Constanța? Până la urmă, ați văzut și dumneavoastră chiar la discuțiile anterioare, dădeați exemplu Iașiului, care știm bine, zona Moldovei este un hub puternic tehnologic. Da, uitați, Amazonul a investit la Iași și e un gigant mondial Amazon. Deci eu am vorbit în intervenția anterioară de investițiile publice, dar este limpede că orașul Constanța, ca orice oraș de altfel, nu se poate
dezvoltat decât dacă are un sector economic, dinamic, privat. Repet, privat. Și atunci trebuie cumva să stimulăm investițiile private. Nu numai, vorbesc nu numai de sectorul IT, dar să ajung și acolo, vorbesc de orice tip de investiții private, pentru că banii privați sunt buni. Creează locuri de muncă, fac investiții, manufacturări, plătesc impozite, alimentează bugetul. Nu mai insistați asupra aceste chestiuni, că sunt bine cunoscute. Și atunci, complementat cu faptul că facem investiții publice, va trebui să creăm niște mecanisme prin care să atragem investitorii privați. Vă spuneam de un parc industrial. În același timp, va trebui să facem un regulament și vom face un regulament de facilități fiscale atât cât este permis primăriei, pentru că în zona asta primăriile nu au o marjă așa de mare de acțiune. Pot să facă reduceri de taxe, de impozite pentru companii care investesc și creează un număr minim de locuri de muncă. În același timp vom simplifica interacțiunea dintre investitor și primărie, în sensul în care vom face un ghișeu unic, unde investitorul să vină, să-și depună actele și noi așa primăria să alerge să obțină toate avizele pentru el, nu să-l trimitem tot timpul de la Ana la Caiafa, pentru că, vedeți dumneavoastră, eu sunt de acord cu o minimală birocrație, este sănătoasă, însă când devine maximă, ea inhibă. În Constanța se plâng oameni care vor să investească că sunt plimbați de la un ghișeu la altul al primăriei, li se cer aproape inexplicabil aceleași acte. De ce să-i ceri unui om aceleași acte când tu deja îl ai undeva în primărie? Chiar n-am putut să și nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Deci vizăm un set de măsuri pentru a atrage investitorii privați. Acum legat de zona IT. Ce am remarcat eu la economia Constanței este că produce bunuri și servicii cu valoare adăugată mică. Deci un sector IT, care înseamnă noi așa servicii cu valoare adăugată mare, este necesar. Aici trebuie să implicăm și universitatea. Primăria trebuie să fie liantul între mediul economic și social și universitatea. Pe de o parte trebuie să asigure studenților pe cât posibil ca unde să facă practică în mediul economic social în oraș. Pe de altă parte, nu-i așa, și universitatea trebuie să-și restructureze programele studențești pentru a putea face față nevoilor economice și sociale din oraș. Avem o facultate de informatică, dacă nu mă înșel, matematică informatică la Universitatea Ovidius. Eu cred că putem găsi acolo resursa umană și competentă necesară pentru a putea să dezvoltăm un sector IT în Constanța. Din punct de vedere al primăriei, eu îmi voi da tot suportul pentru așa ceva. Și mă gândesc în special la tineri. De altfel, pentru tineri, să știți că vizez și incubatoare de afaceri. Știți ce înseamnă asta, dar tinerilor le vin ideile nouă celor mai maturi s-ar putea să ni se pară trăznite, dar unele sunt bune. Și dacă din 10 afaceri pe care le incubăm într-un incubator de afaceri, după o perioadă pe care vom stabili de, mă rog, să zicem un an sau un an și jumătate, rămân două pe piață, înseamnă că avem un succes. Deci vizez să dezvoltăm caracterul antreprenorial al tinerilor. De altfel, să știți că învățământul românesc în general încă duce lipsă de ceea ce se cheamă antreprenoriatul tinerilor, adică nu furnizează suficiente competențe de antreprenoriat pentru tineri. Ați intrat cumva într-o altă întrebare a cititorilor noștri. Întrebarea era dacă ați fi de acord să subvenționați din bugetul primăriei 1000 de locuri pe an în facultățile constanțene, evident, pentru sectoare unde există deficit acut de forță de muncă. De exemplu, facem un exercițiu de imaginație, reușiți să atrageți investitori în zona de IT și apoi, evident, ca orice altă zonă care s-a dezvoltat pe zona de IT, se lovesc de problema lipsei forței de muncă calificate. Uitați, eu nu cred că în Constanța există problema lipsei de burse pentru studenți care să le acopere studiile. Eu cred că sunt suficiente locuri care sunt bugetate de stat la Universitatea Ovidiu și la celelalte. Mă rog, mai avem Universitatea Maritimă Constanța și Academia Navală, restul sunt universități private și nu se pune problema în felul ăsta.
Dar subvenționarea trebuie să acopere, evident, și zona privată. Deci nu aș avea o problemă să subvenționeze primăria. Însă legătura directă trebuie să fie între universitate și mediul economic social. Uitați-vă în țările dezvoltate, în țările care contează în tot ceea ce înseamnă inovarea și învățământul superior. Încă de, din timpul facultății există o legătură între mediul economic, între marile companii și studenți. În măsura în care reușim să implicăm investitorii în învățământ și creăm legătura asta directă, mă gândesc că și ei pot la un moment dat să subvenționeze niște burse ale unor studenți care ulterior vor lucra în cadrul companiilor lor. Dacă nu, pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta. Important este ca să vedem în ce măsură lucrul ăsta ajută la dezvoltarea Constanței și studenții, după ce am subvenționat, rămân să lucreze în Constanța, pentru că și asta e important. Știți ce s-a întâmplat în Constanța în ultimii ani, apropo de învățământul superior? Constatăm că segmentul între 25 și 40 de ani, dacă vă uitați pe datele statistice, a plecat din Constanța. De ce a plecat? E simplu. Nu și-au găsit locuri de muncă decent remunerate și indicatorii de calitate a vieții au scăzut. Adică oamenii au văzut că nu au ce să facă. Au ieșit de la serviciu, mă rog, și nu au unde să facă sport, nu au unde să petreacă timpul în parcuri, nu poate să meargă la un spectacol, nu au ce să facă. Deci toate astea înseamnă indicatorii de calitate a vieții. Bun, și să nu mă lungesc. Ei au plecat. Problema este că noi am pregătit aici, da? De la grădiniță până când au terminat facultatea, deci am internalizat costurile și când să ne bucurăm și noi ca societate, ca oraș de roadele muncilor, ei au plecat. Deci am externalizat beneficiile. Aici este problema. Noi trebuie să creăm un mediu în Constanța încât cei care termină în Constanța să se regăsească în mediul economic și social din Constanța, să rămână aici, nu să privească viitorul lor în afara Constanței. Deci vreau să terminăm cu chestiunea asta, cu internalizatul costurilor și externalizatul beneficiilor. Constanțenii trebuie să-și dorească să rămână în Constanța. De altfel, viziunea mea de dezvoltare a orașului pe care am prezentat-o și în program este aceasta. Constanțenii vor fi mândri de orașul lor, iar Constanța va fi un oraș în care se vor dezvolta afacerile. Vei dori să faci business. Acum sunt multe întrebări venite de la cititori referitoare majoritatea întrebărilor pe care da. Ar urma să vi le adresez, au la un moment dat un numitor comun și acela este încrengătura și corupția, așa cum se exprimă cititorii noștri, din primărie, din actuala administrație și, mă rog, am zis să adresăm o singură întrebare, pentru că sunt mai multe care, de fapt, au aceeași scop, aceeași direcție. Și întrebarea ar suna cam așa. Cum vă propuneți concret să anihilați sau măcar să reduceți substanțial corupția din primărie și din celelalte instituții ale municipiului, să eficientizați activitatea acestora și să creșteți transparența în relațiile cu constanțenii, că și asta e o problemă cu transparența? Mă refer aici la nucleele de corupție închistate de atâția zeci de ani de zile în toate structurile și la toate nivelurile. Practic o reformă. Asta întreabă cititorul, dacă va urma o reformă administrației locale. Există percepția în Constanța pe care cititorul dumneavoastră o exprimă în numele mai mulți cititori. Cititorii dumneavoastră o exprimă, probabil că în spatele lor sunt mult mai mulți oameni care spun că în Constanța, la nivelul primăriei, este corupție. Acum, nu e greu de văzut. Uitați-vă și dumneavoastră ce s-a întâmplat în perioada anterioară. Uitați-vă cum un Izac pe la pușcărie din cauza asta și atunci, sigur că anatema asta s-a extins și cred că are un fundament. Nu există mijloace de luptă sau un mijloc de luptă împotriva corupției mai eficient decât transparența. Încep cu ultima parte a întrebării dumneavoastră. Deci, în momentul în care creezi proceduri transparente, în momentul în care digitalizezi informația, iertați-mă, când digitalizezi, da, informația aș putea spune, dar și legătura între cetățean și primărie. Știm foarte bine că calculatoarele nu iau șpagă, nu-i așa? În momentul când creezi un mecanism clar și transparent, atunci
corupția nu are unde să se mai instaleze. Metoda prin care îmi propun să reduc, dacă vreți, din percepția cetățenilor, că deocamdată eu nu am certitudini și nu pot vorbi așa, dar există percepția asta, din percepția cetățenilor vis-a-vis de corupție, este transparentizarea tuturor procedurilor. Ăsta este motivul pentru care în programul meu electoral, care la capitolul soluții cuprinde două părți. O parte am spus eu imediat, poate e prea dur spus terapie de șoc, și prevede unele măsuri ce trebuie luate în 3-6 luni până la un an. Una din primele măsuri se cheamă Primăria Online. Primăria Online este un program prin care vrem să transparentizăm interacțiunea dintre cetățean și primărie. Vrem ca cât mai multe proceduri să fie accesibile online și, bineînțeles, ulterior la ghișeu vom prioritiza interacțiunea cetățeanului cu primăria prin zona aceasta online. Cam ăsta este mecanismul prin care cred eu că într-o primă fază, și sigur, de ce să nu ascund lucrul ăsta, m-am mirat să văd că primăria nu are un sistem de management al calității după ISO 9001/2008. Dom'le, nimeni nu mai poate funcționa în ziua de azi fără un ISO. Da? Pentru că asta certifică faptul că toate mecanismele din primărie, de la organizare până la control, până la financiar, toate sunt planificate, sunt organizate, sunt executate și sunt supuse acțiunii de îmbunătățire continuă. În momentul în care ai totul procedurizat pentru un sistem de management al calității, corupția nu prea mai are pe unde să pătrundă. Asta este adevărat. Sau dacă va pătrunde, va pătrunde mult mai puțin. Mult mai puțin și mult mai greu. Exact. Acum avem o întrebare de la un cititor care... Mă rog, acum, cum discutam și data trecută, este cam greu să spuneți care sunt principalele trei probleme ale Constanței. Că, așa cum discutam data trecută, sunt doar trei și toate sunt importante. Dar cititorul totuși întreabă, care sunt principalele trei probleme cu care se confruntă actualmente constanțenii și cum planificați rezolvarea lor, deci, în agenda cu care... în agenda cu care vă prezentați în fața electoratului. Și o întrebare, care ar fi orizontul de timp al soluționării acestora? Că până la urmă și asta este o discuție, este realizabil să faceți tot ce vă propuneți în 4 ani de zile? Sigur că, așa cum spunea și dumneavoastră, sunt multe probleme cu care Constanța se confruntă și locuitorii ei. E greu să pui degetul așa pe primele trei, dar încerc o prioritizare a lor și vă pot spune așa. Pe primul loc, trebuie să reclădim economia orașului. Economia orașului este nediversificată, de slabă calitate, produce servicii cu valoare adăugată mică. Ăsta este motivul pentru care, din păcate, suntem pe locul 19 în țară la valoarea salariului mediu brut. Nu e așa dacă nu avem o economie dezvoltată și salariile sunt mici și consecințele înseamnă scăderea nivelului de trai. Deci economia orașului este problema numărul 1 și o să revin să vă spun, deși cred că am atins subiectul ăsta, dar cum văd eu reclădirea ei. Problema numărul 2, aș spune calitatea serviciilor publice pe care primăria le asigură cetățenilor. Și când spun servicii publice, aș spune de la curățenie stradală, la toaletarea copacilor, întreținerea spațiilor verzi, dezinsecție, deratizare, servicii medicale, servicii de educație, transport și cred că nu m-aș opri încă 10 minute dacă aș vorbi. Calitatea serviciilor publice și conex de calitatea serviciilor publice, o a treia problemă, aș spune stoparea risipei banului public. Pentru că eu am constatat, studiind câteva contracte, că ele sunt foarte oneroase, în sensul în care contractele
sunt plătite de la primărie cu bani foarte mulți, iar banii aceștia mulți nu se văd în calitatea serviciilor prestate pentru respectivele contracte. Și repet, curățenia stradală este, nu e Constanțean cu care să mă întâlnesc și să nu-mi reclame calitatea, faptul că orașul este murdar. Și când te uiți la contractul pe care l-a făcut primăria, e adevărat pe 25 de ani, începând din 2008, cu firma de salubritate, vezi că se duc foarte mulți bani. Dar că știți foarte bine că acest contract, sau constanțenii știu, acest contract a fost, mă rog, DNA-ul a intervenit, patronul respectivei societăți are niște probleme cu DNA-ul, probabil că și din cauza asta. Deci, numărul 3 ar fi calitatea, ar fi stoparea risipei banului public. Și acum să le luăm pe rând. Cât privește economia? Este un orizont de timp care depășește 4 ani. Noi trebuie să punem bazele dezvoltării economice și revin pe scurt prin investiții publice. De ce ar investi altcineva în orașul tău dacă nu investești tu? Și prin investiții private, pentru că niciun oraș nu s-a dezvoltat decât cu un sector economic privat dinamic. Cum îi atragem pe investitori? Am spus, investiții publice, printr-un regulament prin care creăm facilități fiscale, prin, știu eu, dacă vreți, până la urmă, banii fug de nesiguranță. Va trebui să acționăm și în zona siguranței cetățenești, pentru că avem probleme în Constanța. Da? Bun. Doi. A doua problemă pe care am identificat-o, calitatea serviciilor publice. Trebuie în perioada următoare, dacă voi câștiga primăria și sper să întâmple lucrul ăsta, să renegociem toate contractele de servicii publice cu furnizori. Din două perspective, din perspectiva calității și de asemenea să creăm niște mecanisme foarte eficiente de control a prețurilor, de așa manieră încât raportul calitate-preț să fie acel optim. Eu nu mai sunt de acord și nu voi fi de acord ca să mai plătim bani pentru servicii publice. De ce vreți dumneavoastră servicii și le-am enumerat să nu mai pierdem timp, dacă ele nu se fac la standardele de calitate care sunt scrise în contract? Și lucrul ăsta se întâmplă în momentul de față. Niciodată contractul de curățenie stradală nu a fost renegociat. Mă întreb și eu, de ce Dumnezeu din 2008 niciodată contractul nu a fost renegociat? În condițiile în care cetățenii se plâng toți că este mizerie în oraș. Deci cam astea ar fi primele trei priorități. Economia orașului, calitatea serviciilor publice și stoparea risipei banului public.